În sfârșit, un vis realizat pentru echipa din Târgu Jiu, în Liga Florilor, duminică primul meci din istoria clubului pe prima scenă a handbalului românesc. Dan Ilieș, câteva cuvinte despre acest moment. Da, într-adevăr, e un vis, să spun, pe care noi l-am avut cei de aici din Târgu Jiu și la care, să zic eu așa, ni s-au alăturat componente noi. Pe aceste cale, încă o dată le spun bun venit și le felicit pe cele vechi pentru că am reușit să ducem visul ăsta la îndeplinire. Dar toată lumea știe chestia asta. Vreau să le transmit suporterilor în primul și primul rând că îi așteptăm în sala sporturilor pentru că o să ne ajute cu siguranță și o să fie al optele om din teren. Știm suporterii noștri că sunt pătimați, să spun așa, și bun cunoscători de handball. Îi așteptăm duminică de la ora 12 să fie lângă noi, pentru că o să fie un meci, să zic eu, cred cu scântei și așa și trebuie să fie un meci de handbal. O să fie un meci de care pe care, din care eu sper să ieșim câștigători. Așadar, prima partidă din istorie pentru CSM Târgu Jiu. Cum ai trăit până în acest moment, acest moment al promovării și ce aștepți de la acest sezon? Sincer, am trăit intens, nici n-am avut timp să mă bucur prea bine pentru că au fost foarte multe lucruri de pus la punct. Pentru noi e o provocare, e alt nivel, se știe că o să jucăm cu cele mai bune jucătoare din lume. În campionatul nostru național întâlnim jucătoare de națională de peste tot și din Europa, dar și din întreaga lume. Trăiesc în fiecare zi cu drag, sunt alături de fete, ne implicăm, suntem destul de puțin cei care ne ocupăm de echipă, dar să zic eu așa, să ne lăudăm puțin, suntem inimoși. Și cred că marele nostru atu este unitatea grupului și forța grupului. Cum vezi această partidă cu Mioveni? Un atu pentru noi că jucăm primul meci acasă? Da, poate să fie un atu pentru noi. Sper din suflet ca fetele noastre să fie descătușate, să nu le cuprindă prea tare emoțiile, pentru că, sincer, nu avem de ce. Nu cred că suntem văzuți favoriți noi, dar sper să le dăm peste nați și să devenim ulterior cei care au reușit să ia punctele. Văd un meci puternic, văd un meci încrâncenat, un meci acolo de la egal la egal. Și tocmai de aceea spun că îmi doresc foarte mult să fie sala plină și din ce semnale avem o să fie foarte multă lume, o să fie sala plină și cu siguranță acest lucru o să fie un atu pentru noi și pentru fetele. Ce mesaj ai pentru jucătoarele echipei noastre? Pentru jucătoare am mesajul că am foarte mare încredere în ele și îmi doresc din suflet să joace 100%, suntem acasă și dacă ele joacă 100% cu determinare și atitudine, publicul o să simtă acest lucru și indiferent de rezultatele pe care o să le avem aici, dacă cei din tribună să vadă că se întrebuințează 100%, o să plece acasă mulțumiți. Deci mesajul meu este să jucăm în ghilimele pe viață și pe moarte.